Astăzi aș vrea să medităm un pic la cuvintele Domnului Isus din Matei 12 cu 30. Cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu strânge cu mine, risipește. Cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu strânge cu mine, risipește. Domnul Isus pune cuvintele astea în contextul în care fariseii îl acuzau că lucrează cu Domnul Dracilor, cu Satan. Iar el le spune să aibă grijă că spunând asta, sunt pe care să comită un păcat de neiertat. Să hulească pe Duhul Sfânt. De ce pe Duhul Sfânt? Pentru că Duhul e cel care mărturisea despre el. Prin semnele pe care le făcea în mijlocul lor. Și în cazul de față, prin faptul că scotea draci. Și ce anume le mărturisea prin acele semne? Ne spune chiar Domnul Isus că împărăția lui Dumnezeu a venit în mijlocul lor. Asta mărturisea Duhul Sfânt. A venit împărăția și împăratul e în mijlocul vostru. Mai înainte, în versetele 28 și 29, Iisus le-a spus, dar dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască gospodăria dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. Și aici, bineînțeles că e vorba de satan. Satana e cel legat. Adică i s-a luat autoritate. Și vedem asta în mai multe locuri din Scriptură. Am mai vorbit despre asta. Chiar și în Apocalipsa. Satana a căzut din cer. A fost aruncat afară. Toate astea sunt expresii simbolice folosite de Domnul Isus, prin care ne spune că i s-a luat autoritatea. Hristos l-a legat și a venit să-i jefuiască casa. Hristos a venit să aducă împărăția profețită în Vechiul Testament și despre care va vorbi în pilde în capitolul următor, în Matei 13. Împărăția care se va extinde pe tot pământul. Nu e vorba de o împărăție fizică, ci de una spirituală, deocamdată. La final, când nu va mai fi niciun păcătos, după judecata finală, împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți, binecuvântați tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, cum scrie Matei 25, cu 34. Asta se va întâmpla la final. Și o să vorbim altă dată mai mult despre asta. Dar acum să ne concentrăm la ce zice în versetul 30. Imediat după ce vorbește de împărăție, spune, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine nu strânge cu mine, risipește. Deci ce spune aici are mare legătură cu ce a spus înainte. Iar ideea e în felul următor. Eu sunt împăratul. Duhul mărturisește despre mine. Eu am adus pe pământ împărăția cerurilor. Dacă nu vă supuneți mie, dacă nu ascultați de mine, vă risipiți viețile. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine nu adună cu mine, risipește. În primul rând, observați că nu există cale de mijloc. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Nu poți sta indiferent. Nu există nicio poziție neutră pe care să o ai față de Isus. Nu poți spune, eu am adevărul meu, tu ai adevărul tău. Fiecare crede ce vrea. Nu. Domnul Isus, împăratul, e foarte clar. Dacă nu ești cu el, ești împotriva lui. Nu există cale de mijloc. Tot Isus a zis în Ioan 14 că el e calea, adevărul și viața. El e calea. E singura cale. Nu există altă cale. El e adevărul. Singura adevăr. Nu există altul. Și el e viața. E singura viață, adevărata viață. Nu există viață în afara lui. El e sursa vieții. Și toți oamenii care nu vor să creadă în Isus și să îi se supună, să asculte de el, sunt împotriva lui. Indiferent ce ar zice ei, sunt împotriva lui. Nu poți fi neutru. Ori ești cu el, ori ești împotriva lui. Și în al doilea rând vedem că oricine nu strânge cu el, își risipește viața. Risipește. Viața fără Hristos e o risipă. E o deșertăciune, cum spune Ecleziastul. Totul e deșertăciune. Nu are niciun sens. Nu duce nicăieri. Isus e singurul care dă sens vieții omului. În afara lui nimic nu are sens. Tot ce facem fără El, e o risipă. Și tot ce am făcut până să venim la El, e o risipă. Ne-am risipit viețile. Înainte să venim la Hristos, trăiam pentru noi, pentru ego-ul nostru. Nu eram Dumnezeul nostru. Nu aveam o perspectivă veșnică asupra vieților noastre. Totul era despre aici și acum. Și totul era despre noi. Cum să fiu eu cel mai tare, cum să arăt eu cel mai bine, cum să fac eu cei mai mulți bani, cum să satisfac eu poftele mele, cum să-mi fie mie cel mai bine. Totul era despre mine. Problema e că în câțiva ani se va termina cu mine. Am dispărut din lumea asta. E ca și cum n-aș fi existat niciodată. Mă uită toți. de totul e o deșertăciune. Tot ce fac până să vin la Hristos eu o risipă. O viață risipită pe nimicuri, fără nicio valoare. Aia nu e viață. Scriptura nu numește aia viață. Trăiam, dar de fapt eram morți. Cum scrie și în FSN 2. Voi erați morți. În greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați, deci trăiați, dar erați morți, în care trăiați o dinoară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii vostru a Duhului care lucrează acum în Fiii Neascultării. Între ei eram și noi toți o când trăiam în poftele Firii noastre pământești, când făceam voile Firii pământești și ale gândurilor noastre. Și eram din fire, copiii mâniei ca și ceilalți. Adică cu toții meritam mânia lui Dumnezeu. Asta înseamnă că eram copiii mâniei. Mânia lui Dumnezeu era peste noi. Așa eram cu toți. Dar Dumnezeu ne-a adus la viață. După buna plăcere a voii Lui. A ales să se îndure de noi. Să ne ofere har. Prin Hristos. Și n-am contribuit cu nimic la asta. Chiar și credința e darul lui Dumnezeu, spune Pavel. Tot ce am făcut înainte de întâlnirea noastră cu Hristos e egal cu zero. Am trăit degeaba. Ne-am risipit viețile pe nimicuri. Aia nu era viață. Și îmi place foarte mult cum îi răspunde Iacov, lui Faraon, când îl întreabă câți ani are. În geneza. 47. Faraon a întrebat pe Iacov: Care este numărul zilelor, anilor, vieții tale? Iacov a răspuns lui faraon: Zilele anilor călătoriei mele sunt 130 de ani. Zilele anilor vieții mele au fost puține la număr și rele, și n-au atins zilele anilor vieții părinților mei în timpul călătoriei lor Observați cum vede Iacov viața pe pământul ăsta? O numește o călătorie. Călătoria lui a durat 130 de ani. Dar viața lui cât a durat? Zilele anilor vieții mele au fost puține, la număr și red. Viața lui Iacov a început în Geneza 28 atunci când s-a întâlnit cu Dumnezeu. Până atunci a fost o risipă. Nici nu o consideră viață. Și la fel și viețile părinților lui, Avram și Isaac. Au început în momentul întâlnirii lor cu Dumnezeu. Atunci când au fost născuți din nou. Tot ce au făcut până atunci nu e viață. Și la fel pot spune și despre mine astăzi. Și fiecare în dreptul lui anii călătoriei mele sunt 36. Dar ani vieții mele sunt puțin la număr. 6, 7 ani din aia 36. În momentul când m-am întâlnit cu Dumnezeu, sau El s-a întâlnit cu mine, că El a intrat cu forța în viața mea când eu nu-L căutam, atunci a început adevărată viață. Viața care contează, am devenit o făptură nouă, o creație nouă în Hristos. Și tot ce am făcut de atunci contează cu adevărat. Pentru că strâng împreună cu Hristos. Dacă este cineva în Hristos, în uniune cu Hristos, al doilea Adam, este o făptură nouă, o creație nouă, spune Pavel. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Asta s-a întâmplat cu fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi care am fost născuți din nou, în mod suveran, de Dumnezeu. Tot ce am făcut până în momentul ăla e egal cu zero. Am strâns fără Hristos. Ne-am risipit viețile. Iar de atunci încoace am început să strângem împreună cu El. De atunci încoace viața noastră are sens. De atunci a început adevărata viață. De când am auzit glasul Fiului lui Dumnezeu prin Evanghelie și am trecut din moarte la viață. Cum scrie în Ioan, capitolul 5. Totuși, datorită firii pământești, care va fi cu noi până la moarte, chiar și după ce am venit la Hristos și am fost născut din nou, putem strânge. Fără el. Putem avea o temelie bună, dar putem zidi deasupra lucruri care la final vor arde. Adică vor fi fără valoare. Pentru că n-au fost făcute împreună cu Hristos. Am avut noi planurile noastre, ideile noastre. Și doar l-am adăugat și pe Hristos deasupra. Și nu cred că e nimic mai trist pentru un creștin adevărat decât să realizeze la finalul vieții că tot ce a crezut că a făcut pentru Hristos să nu fi fost de fapt decât niște ambiții personale sau niște lucruri făcute de fațadă, doar ca să zică că le-a făcut, care să nu fi fost făcute din toată inima sau cu o inimă curată, care să nu fie strânse împreună cu Hristos. Putem face multe fapte bune, multe lucruri bune cu motivații și intenții greșite. de -aia trebuie să veghem și să ne cercetăm mereu. Să ne întrebăm mereu. De ce fac ce fac? Ce mă motivează? Care e scopul meu principal pe pământ? Slava cu eu caut. Pentru cine sau pentru ce trăiesc? caut să avansez în împărăția împăratului meu sau împărăția mea? Strâng împreună cu el sau strâng pentru mine? Pentru slava mea? Ar trebui să ne întrebăm lucrurile astea mereu. Să ne cercetăm mereu. Pentru că firea noastră pământească e foarte vicleană. Timpul nostru pe pământul ăsta e limitat. E scurt, e ca un abur. Domnul să ne dea înțelepciune de sus să nu ne risipim viețile. Să fim înțelepți și să strângem împreună cu Hristos, împăratul nostru. Să ne cheltuim timpul și resursele pentru avansarea împărăției Lui. Și răsplata noastră va fi mare. Împăratul nostru, cel mai bogat împărat din universul ăsta, ne va răsplăti. La vremea potrivită vom secera ce am semănat și vom avea o recoltă bogată și veșnică. Să ne strângem comori în ceruri de care nu ne va fi rușine la judecat și care nu vor arde, vor rămâne veșnic. În Matei 6, de la versetul 19, spunea Domnul Iisus, nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă morile și rugina, și unde le sapă și le fură hoții. Ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă morile și rugina, și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comora voastră, acolo va fi și inima voastră. Acolo vor fi gândurile voastre. Acolo va fi inima voastră. Dacă comoara ta e pe pământ, aici e și inima ta. Dacă comoara ta e în ceruri, acolo va fi și inima ta. Și nu există loc mai sigur și mai durabil decât în ceruri. Comorile pe care ți le strângi în ceruri, pe care le strângi cu Hristos, sunt veșnice. Restul sunt doar o risipă. Cine nu strânge cu El, risipește. Domnul să ne ajute pe fiecare să strângem cu El. Amin. Dacă sunt întrebări.